Este născut în provincia Novara, nordul Italiei, iar timp de mai mulți ani a ocupat funcția de consilier regional. Grație funcției a ajuns și în România, iar asemănarea limbii române cu cea italiană l-a fascinat. A făcut consultanță în afaceri româno-italiene, iar până dincoace de Prut a fost doar un pas. Claudio Licalzi s-a stabilit de 7 ani în Republica Moldova și e pasionat de fotografie. Aici am văzut unde lipsește anumite experiențe, chiar și nevoile care sunt. Și eu, din contră, experiențele pe care le am și persoane cu care eu am lucrat în Italia, care ar putea să ajute să dezvolte aceste lipsuri. În acești 7 ani nu a trăit întotdeauna aici. Au fost momente când s-a întors și în Italia, dar totuși gândul său era în Moldova. Cu 2 ani în urmă însă, italianul a cooptat alți parteneri din țara sa pentru a realiza la noi cursuri de consultanță în afaceri, cu aplicarea metodologiei de instruire în stil italian. Cătare ideea noastră era aplicat din faptul că foarte multe persoane doresc să plece din Moldova. Ok, nu găsesc de muncă, salarii sunt prea mici, dar alta nu au experiență necesară să poată să deschidă o afacere. L-am întrebat pe Claudio cum i s-au părut oamenii la început, despre lucrurile cu care nu s-a obișnuit încă în Moldova, dar și aspectele care îl deranjează în țara noastră. Văd lipsa uneori de profesionalitate în localurile publici. Asta e o chestie care toți cei care vin aici în Italia, e prima chestie care mergem la un restaurant și se vede clar că lipsește acea informație minimală pentru a oferi un serviciu mai calitativ. Alta chestie care mă deranjează, într-adevăr, cum au spus mulți, chiar și cineva din străinătate care a venit aici făcând video, în centru trebuie să amenajat un pic mai bine. Noi vedem că ceva se mișcă, dar este încă mult de făcut și sper să fie făcut cât mai degrabă. Cât despre bucătăria moldovenească, bărbatul afirmă că s-a deprins totalmente cu bucatele noastre. Îi place tocănița de porc cu mămăligă, zeama, cartofii țărănești, sărmăluțele și plăcintele. Siliotca. Singura chestie care încă nu m-am adaptat. Claudio are și un hobby, fotografia, o pasiune care a început cu 15 ani în urmă, dar care acum câteva luni a devenit un job, care îi răpește aproape tot timpul liber. Văzând niște fotosesie mai speciale de la prietenii, am început și eu să mă interesez și am urmărit niște cursuri în Italia. Și încet, încet, am început să mă dezvolt. Apoi când m-am mutat aici, paralel cu munca mea, am continuat hobby asta. Am început așa tot cu cunoștințele mele și până am ajuns acum 7-8 luni în urmă să fiu invitat de către o agenție internațională să deschid o filială a lor aici, în Moldova, pentru că nu aveau. Și atunci am acceptat. A deschis recent o școală de modeling, iar pe viitor își dorește colaborări în străinătate, tot în acest domeniu. Dar eu aș dori să se dezvolte și aici un pic mentalitatea din fotografie. Ce am observat aici, mult se bazează anume pentru podium, defileuri. Ele și școlile care sunt sau modele mă întreabă mereu, dar eu am standarde. Pentru că aici mentalitatea se gândește numai la podium și la defileuri. Nu, noi vrem să dezvoltăm și partea de fotomodel, care eu consider că e foarte important. Spre exemplu, aici în Moldova sunt foarte multe modele frumoase, cu corp, cu forme corecte, cu față drăguță, dar nu sunt foarte înalte. Și eu consider un mare păcat dacă nu dezvoltam și pentru aceste modele. Dar eu știu că multe școli le-au refuzat pentru că nu au acele 2-3 cm în plus, standard.
De asemenea, a văzut că aici lipsește un club al fotografilor și dorește să înființeze unul, unde fotografii să se întâlnească periodic, să discute și să împărtășească unii altora cunoștințele pe care le dețin.